Animale și autoturisme luate de apele învolburate ale râului Bistrița s-a întâmplat în comuna Peștișani în urma viiturii puternice venite pe râul Jiu. De asemenea, grădini și podețe au fost distruse și nu sunt singurele pagube produse de cantitățile uriașe de apă revărsate din matcă. Pagubele estimate de către autorități sunt de peste 1 milion de lei. Mai multe animale, podețe, dar și mașini au pierit în apele Bistriței vineri în urma unei viituri. De asemenea, grădini și poduri au fost afectate, iar pagubele estimate sunt uriașe. Două podețe, unul în satul Gureni și unul în satul Hobita, au fost luate de ape. Două poduri au fost afectate la capetele de pod din cauza eroziunii apei, au fost afectate. Toate acestea au avut loc după ce Hidroelectrica a deversat barajul de la Clocotiș. A fost o viitură foarte puternică. Dacă râul Bistrița are un debit de 5-7 metri cub pe secundă în mod normal, vineri, întrucât au fost ploi torențiale pe munți, toate apele de pe versant s-au adunat în lacurile de acumulare de la Vâșa și Clocotiș, iar cei de la Hidroelectrică au trebuit să elibereze apele și golirea de fund a barajului de la Clocotiș, în așa fel încât pe albia râului Bistrița au o parte de 100 de metri cubi pe secundă. Adică de 20 de ori mai mare debitul decât este unul normal. Din fericire, nicio casă nu a fost afectată și nicio viață omenească pusă în pericol.